Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Ca întotdeauna, la început de an, trecem în revistă proiectele pe care le avem deja în derulare, pe cele cărora vrem să le dăm viață. Ne facem promisiuni că vom renunța la obiceiurile nocive, că vom mânca mai corect, că vom face sport și nu în ultimul rând că vom trece mai des pe la medic pentru analizele uzuale, astfel încât să descoperim la timp orice afecțiune. Despre planuri, proiecte și promisiuni discutăm astăzi cu domnul profesor universitar dr. Ion Rogoveanu, medic primar gastroenterologie, președintele Senatului Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc că ați acceptat să fim astăzi împreună la Tableta de Sănătate. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Și tot astăzi vom începe o serie de exerciții menite să ne tonifieze musculatura. Și ne va ajuta în acest sens fizioterapeutul Vlad Gâlcă. Vlad ne va învăța o serie de exerciții foarte ușoare. Ni le va explica așa, ca pentru leneși, exerciții pe care le putem face și noi singuri, acasă, pe salteluță sau în pauzele de la birou, pe scaunul mesei. Dar pentru început vorbeam despre proiecte și despre planuri, domnule profesor, să începem cu planurile Universității de Medicină și Farmacie din Craiova pentru anul 2023. Ca la fiecare început de an, este normal pentru fiecare dintre noi, numai ca persoane, dar și ca instituții, să ne facem o programare a ceea ce dorim să realizăm, să ne facem un plan de acțiune, dacă mă pot exprima așa, și sigur și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, ca instituție emblematică, spun eu, de educație medicală superioară în Oltenia, are foarte multe proiecte și în acest an. Unele dintre ele sunt proiecte în derulare din anii precedenți, altele sunt noutăți pe care ni le propunem pentru dezvoltare, atât instituțională cât și a resursei umane și a studenților și a medicilor rezidenți, pentru că toate acestea, pe ansamblu, intră cumva în atribuțiile instituției noastre. Și aș începe, pentru a fi destul de succint, cu proiectele pe care ni le propunem vis-a-vis de baza materială, așa cum probabil știți sau cum majoritatea craiovenilor cunosc deja. Avem o instituție relativ nouă, dar în același timp să spunem că avem vechime cumva în cadrul instituțiilor de prestigiu de rang similar din țară, cu o bază materială deja foarte bine dezvoltată, recunoscută în țară, o bază materială care ne permite de câțiva ani buni să asigurăm un învățământ medical de înaltă calitate. Evident însă că în fiecare an această bază trebuie menținută, trebuie renovată, trebuie reamenajată în orice înseamnă spații de învățământ, clădiri exterioare, cămine, cantină, restaurant, pentru a încerca să oferim studenților noștri în principal, dar și cadrelor didactice, un mediu academic de pregătire cât mai plăcut. Și după cum ați observat, se renovează de un an aproape și vom finaliza în acest an clădirea din strada Petru Rareș, corpul A, fațada exterioară. Este practic clădirea cea mai cunoscută a universității noastre, cea mai veche, dar, cum spuneam, o clădire de tradiție și care evident necesita o lucrare de anvergură, de reamenajare exterioară. În mod constant, în ultimii ani, s-a trecut la renovarea anfiteatrelor și principalelor spații de învățământ, care au fost dotate cu mobilier nou, dotate cu orice înseamnă echipament IT, pentru a putea să ne integrăm și să fim în pas cu tot ce a însemnat evoluția învățământului în ultima perioadă. Și fac aici referire nu numai la pandemie, când aproape toate instituțiile de învățământ au fost nevoite cam 2 ani să-și deruleze activitatea în online, dar și ce înseamnă modernizarea mai departe a învățământului, nu numai medical, astfel încât și noi ne-am dotat toate aceste săli de curs și nu numai mare parte dintre laboratoare cu aparatura necesară unui învățământ modern. Aș continua tot în această idee cu lucrările pe care le facem, cum spuneam, ca de fiecare dată în fiecare an, dar și în acest an, vis-a-vis de modernizarea căminelor. Și aș vrea să vă spun că tot ce înseamnă cele 3 corpuri de cămine pe care le avem la dispoziție în campus universitar sunt aproape în totalitate modernizate. S-a trecut la recompartimentarea camerelor, astfel încât la ora actuală majoritatea camerelor sunt pentru
doi studenți, sunt în regim de cameră cu baie proprie, cu corpuri de, cu spații destinate studiului și lecturii pe fiecare etaj. Deci aceste lucrări de modernizare a căminului au constituit o preocupare constantă, aș putea spune, în ultimii 10 ani și evident vor continua. Oricum erau celebre căminele Universității de Medicină și Farmacie din Craiova pentru condițiile deosebite pe care le ofereau și în trecut studenților. Aș continua doar în două idei, tot legat de baza materială, cu unele proiecte pe care ni le propunem și ne-am dorit să se finalizeze cu succes. Suntem foarte aproape, la începutul acestui an, de a da în folosință studioul nostru de televiziune al universității, cu circuit intranet și care va promova în mod constant și va aduce în atenția corpului didactic și al studenților tot ce se întâmplă la zi în universitatea noastră și de asemenea sperăm să reușim până la sfârșitul anului sau dacă nu anul viitor să extindem cantina universității care funcționează deja la capacitate maximă, aș spune. Ea deservește mare parte dintre studenți și medici rezidenți și cum tot ce înseamnă număr de studenți și rezidenți în instituția noastră este în creștere de la un an la altul, evident că ne dorim să extindem și spațiile acestea unde oferim servicii legate de mâncare și toate aceste activități conexe studenților noștri. Sperăm să finalizăm obiectivul în acest an sau cel mai târziu la începutul anului viitor. Într-adevăr, fără o bază materială pe măsură, nu putem vorbi despre un învățământ de calitate, oricât de mult v-ați strădui. Și nu am putea vorbi nici despre proiecte foarte interesante pe care le aveți în derulare. Noi am mediatizat pe parcursul anului care s-a încheiat un asemenea proiect. Este vorba acela de screening precoce, pentru depistarea precoce al cancerului colorectal, dar nu este singurul proiect și aș vrea să nu mergem mai departe fără să spunem care sunt principalele proiecte în care este angrenată Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Poate mai puțin dintre cei care ne urmăresc știu că misiunea unei universități de medicină și farmacie nu este numai aceea de a pregăti studenții pentru a deveni viitori doctori. Avem mult mai multe atribuții sau misiuni pe care ni le propunem și care sunt stipulate în Carta Universitară, iar una dintre aceste atribuții sau dintre misiuni este și cercetarea științifică, cercetarea pe care o derulăm în special în beneficiu pacienților, pentru că acesta este profilul până la urmă al unei universități de medicină și farmacie. Și exact cum făceați referire, avem foarte multe proiecte pe care le derulăm deja de un an, doi sau mai bine, proiecte în domeniul sănătății, proiecte care sunt axate în special pe prevenție, pe depistare precoce a diverselor afecțiuni, în special în sfera oncologică, pentru că, din păcate, incidența acestora este în creștere și, așa cum probabil vom mai discuta pe parcursul acestei emisiuni, în domeniul afecțiunilor oncologice, prevenția trebuie pusă pe primul plan. Dacă putem să depistăm și să prevenim instalarea bolii sau să o diagnosticăm dintr-un stadiu precoce, atunci, evident, șansele persoanelor care se adresează medicului sau pacienților noștri, șansele acestora de vindecare sunt mult mai mari, chiar dacă au anumite afecțiuni oncologice. Unul dintre aceste proiecte este cel la care făceați referire, proiectul ROCAS de depistare a cancerului colorectal, pe care probabil că îl vom detalia pe parcursul emisiunii. Cu siguranță în partea a doua a emisiunii vom discuta. Dar sunt în detaliu. Sigur, așa cum ați spus, și alte proiecte. Avem proiecte de depistare a hepatitelor cronice de tip B și C. Sunt proiecte care se derulează, unele strict sub egida universității noastre, altele derulate în parteneriate cu Institutul Clinic Fundeni și cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Sunt proiecte care se derulează de aproape 2 ani și care încep să își arate rezultatele vis-a-vis de screening-ul și depistarea pacienților cu infecții cronice virale hepatitice de tip B sau C. Sunt multe proiecte pe care le avem în sfera geneticii și genomicii umane, care iarăși reprezintă premiere pe cercetarea fundamentală și avem un centru de genomică foarte bine dezvoltat, cu oameni dedicați și cu aparatura achiziționată de ultimă oră în domeniu. Este un centru
recunoscut nu numai în țară, dar și la nivel european. Colegii noștri de acolo au foarte multe schimburi cu medici, în special din Olanda, au fost în pregătire acolo. Tehnica și aparatura, repet, este de ultimă generație, astfel încât se pot face analize extrem de performante, se pot depista anomalii genetice la copil, chiar din viața intrauterină. Deci sunt tot felul de aspecte care probabil au fost mai puțin popularizate, dar este bine ca, repet, cei care ne privesc astăzi să știe că și la nivel de Craiova se pot face astfel de teste de înaltă performanță. Și este bine să știe cei care ne privesc, domnule profesor, că la nivelul Craiovei există odată acest centru de cercetare în genetică. Se pot face analize care se fac oriunde în lumea civilizată. Există un centru de excelență în gastroenterologie, unde de asemenea poți beneficia de absolut orice investigație pe care te gândești că n-ai putea să o faci aici, ci trebuie să te duci cine știe unde. Există un centru de imagistică foarte bine dotat, unde de asemenea se pot face investigații pe care ți le poți face absolut oriunde în lume. Și este bine, da, să se știe că se dezvoltă foarte, foarte frumos Universitatea de Medicină din Craiova și, în general, actul medical de care poți beneficia în Craiova este la standarde europene, așa cum se întâmplă oriunde în lumea asta. Și pentru că vorbim despre lumea aceasta mare, să vorbim puțin despre schimburile la care pot participa atât studenții, dar și medicii, pentru că aceste schimburi reprezintă o componentă importantă a educației medicale. Am început cu proiectele legate de modernizarea și menținerea bazei materiale. Dar sigur, fără o resursă umană, până la urmă, baza materială nu și-ar avea rostul. De aceea, focalizarea noastră ca universitate este pe resursa umană, tot ce înseamnă studenți, medici rezidenți, corp academic. Și, evident, încercăm să asigurăm un învățământ medical de calitate. Dar un student, cel puțin la medicină, și când fac referire la medicină, spun inclusiv specialitățile conexe, medicină dentară, chiar și farmacie, nu poate să aibă o dezvoltare completă dacă nu are schimburi de experiență, dacă nu vede ce se întâmplă în lume. E important să vadă ce se întâmplă absolut, și în alte locuri. Absolut, și este important să vadă ce se întâmplă încă din facultate, adică nu trebuie să așteptăm să termine cei 6 ani de învățământ medical superior, să ajungă rezident ca să poată să iasă în țările mai dezvoltate, să spunem din Europa sau din lume, pentru a vedea ce înseamnă medicina și acolo. De aceea încercăm să le oferim studenților noștri încă din anul 3-4, pentru că deja aici discutăm despre ce înseamnă clinic, primii 2 ani sunt de cercetare, de învățământ fundamental. Deci din anul 3, când au contact prima dată cu clinica medicală, cu spitalul, încercăm să le oferim accesibilitatea la aceste schimburi, la aceste mobilități în foarte multe programe. Probabil Erasmus-ul este cel mai cunoscut și popularizat, dar sunt multe altele prin care studenții, inclusiv mediciniști, au acces la pregătire în clinici de profil similare din Europa Occidentală sau uneori chiar programe de mobilitate în Statele Unite. Și sunt foarte utile pentru că studenții noștri au învățat deja în ultima perioadă să aleagă din tot ce văd în Europa Occidentală cumva esențialul și să nu se mai lase purtat de acel val care era în urmă cu 5-6 ani. Ce se întâmplă în Occident este minunat, sunt mult mai avansați față de noi. Lucrurile de multe ori nu stau chiar așa și studenții noștri au început să înțeleagă acest aspect. Probabil este una dintre explicațiile care stă la baza diminuării, dacă pot spune așa, acelui fenomen migrațional care a început să scadă în ultimii 2 ani. Sigur, ne mai pleacă și acum. Pe măsură ce baza materială se dezvoltă aici și devine foarte performantă, atunci nu mai există tentația de a te duce poate exact neapărat asta, în altă parte. Ideea. Dar, acum, zâmbind, dacă reușești să faci medicină în condițiile din România și în condițiile care erau până acum câțiva ani în universitățile din România, apoi te descurci în momentul în care ajungi și beneficiezi de o bază materială mult, mult mai bună. Sigur, dar până la urmă, știți, am spus-o de mai multe ori și o să o susțin în continuare. Interesul nostru este să formăm medici pentru România, în principal Corect. Pentru România, pentru că avem nevoie de ei aici.
discuția e mult mai amplă, pentru că mai sunt încă foarte multe de făcut și trebuie să fim realiști. Și mai sunt foarte multe de făcut, nu neapărat în învățământul medical superior, dar ce înseamnă după aceea oferirea unei asistențe medicale de calitate la nivelul de spital, oriunde sau oricare ar fi acel spital. Repet, sunt multe alte aspecte. Și foarte multe lucruri de făcut. Am vorbit despre studenți postuniversitar, ce le puteți oferi? Spuneam de mobilități care... Sunt și pentru medicii rezidenți? Exact. Sunt astfel de mobilități care se adresează medicilor rezidenți și care sunt chiar foarte interesați. Avem parteneriate foarte bune cu centrele universitare de tradiție din țară, București, Cluj, Iași, Timișoara. Sunt locuri unde pleacă medici rezidenți de ai noștri în stagii de pregătire de o lună, trei luni, șase luni. La rândul nostru ne vin medici rezidenți din aceste centre universitare să vadă ce la noi avem domenii de performanță, de elită, repet, unde primim și pregătim noi medici rezidenți, dar aceste mobilități, până la urmă, sunt peste tot în Europa și ne străduim să le menținem. Am avut până nu de mult și probabil că vom continua acest program de mobilități în cadrul școlii doctorale și doctoranzii noștri, nu numai bursieri, indiferent de forma de școlarizare, studenții doctoranți pot beneficia de astfel de stagii de pregătire în universități și spitale de prestigiu din Europa. Eu vă propun acum să facem puțină mișcare, să facem puțin sport, pentru că, da, este oficial, suntem unul dintre cele mai sedentare popoare din Uniunea Europeană, iar eu mi-am propus ca în anul 2023, dacă nu reușesc să vă scot din casă și să vă duc în sala de sport, măcar să vă stimulez și să învățăm împreună niște seturi simple de exerciții pe care le putem practica, așa cum spuneam, și acasă și la serviciu. Au trecut sărbătorile de iarnă și ne-am reîntors în sala de sport, aici unde ne așteaptă prietenul nostru, Vlad Gâlcă, fizioterapeut. Bine te-am găsit, la mulți ani, Vlad! Bine v-am găsit și eu, la mulți ani! Într-adevăr, ne revedem în sala în care o să facem mișcare, după o perioadă în care ne-am bucurat de bucate, ne-am liniștit. Ne-am mișcat mai mult cu lingurile și cu furculițele. Cam așa ceva. Cu ce începem, Vlad? Astăzi aș vrea să începem cu puțină mișcare la saltea, să dezmorțim un pic întreg corpul și ne vei învăța ce putem face și singuri acasă, dacă este vorba exact de mișcare la saltea, să ne dezmorțim și aducem corpul în parametri de dinainte de sărbători. Și sunt exerciții pe care, așa cum spuneam, le putem face și acasă. Exact. Ne-am așezat la salteluță, dar înainte de a începe antrenamentul, foarte mare grijă la echipament. De ce? Pentru că avem nevoie să fim într-o sferă de confort și de preferat să lucrăm pe o suprafață puțin mai tare. Deci patul nu este cea mai bună opțiune. De ce? Pentru că pe parcursul exercițiilor o să vedem că salteaua patului nu ne permite o bună stabilitate a corpului. Deci direct podea și covor. Deci de preferat pe podea, pe care așezăm o salteluță, care salteluța să fie confortabilă. Da? Astăzi să începem prin a mobiliza puțin bazinul și zona lombară. Așa că, Andrada, o să te rog să ridici bazinul sus, îmi ții 2 secunde, cobori blând și controlat. Noi o să facem 3-4 repetări, dar recomandarea mea este să începem cu 15-20 pe fiecare exercițiu. Foarte importantă respirația, ridic, dau aer afară, cobor, inspir, expir, inspir, expir, inspir, perfect. Și am mobilizat zona de coloană lombară. Zona de coloană lombară și totodată o parte din mobilitatea șoldurilor. Eu aș vrea să lucrăm și pe partea de flexie, așa că după exercițiul ăsta o să trecem la a trage amândoi genunchii către piept, trag amândoi genunchii către piept, prind cu amândouă mâinile din față, dau aerul afară, eliberez cavitatea abdominală, după care revin cu tălpile jos. Inspir, expir pe parcursul tracțiunii, expir. Perfect. Bun. La fel, 15-20 de repetări, după care o să trecem
prin a mobiliza șoldul individual. Cel care nu lucrează stă în poziție de flexie și nemișcat, celălalt o să facă următoarea mișcare. Din întins, trag genunchiul către piept, prind cu ambele brațe, trag bine, întind. La fel, dau aerul afară în momentul în care trag genunchiul. Perfect. Și cu celălalt la fel? Exact. Schimbăm genunchiul. După cum putem observa, cel care nu lucrează rămâne îndoit pentru a oferi stabilitate bazinului și pentru a nu pune foarte multă presiune pe lombar, pentru că am trecut printr-o perioadă în care nu ne-am mișcat așa mult și dacă facem o supra-solicitare s-ar putea să nu ne simțim tot mai confortabil. Ok, am mobilizat șoldurile, am mobilizat partea de coloană lombară în flexie și în extensie și o să vreau să facem și un pic de rotație. Cum facem asta? O să ne ajutăm de membrele inferioare. Și acum o să vreau să punem talpa peste genunchiul opus, păstrez aliniamentul șoldului, deci nu o să mă duc cu genunchiul către celălalt genunchi, rămân cu talpa pe genunchi. De aici o să las blând genunchiul și talpa să se ducă către sol. Bun. Și revin. Una din greșelile pe care putem să le facem este prin a dezlipi umărul de saltea. Dacă eu dezlipesc umărul de pe saltea, efectul de torsionare pe care vreau să-l imprim coloane vertebrale nu mai este același. Practic, fur un pic din mișcare. Bun. Relaxăm. Schimbăm partea. Perfect. Haideți să te văd singurică. În prima fază, exercițiile sunt unele care au rolul de a reda mobilitatea. Asta este primul lucru pe care noi îl pierdem în momentul în care fie nu mai facem sală, fie avem o perioadă așa de sărbători. Vacanță, de sărbători, ne bucurăm de partea culinară. Bun, o să vreau să punem un pic partea de membre inferioare la treabă. Cum fac asta? La fel, pentru a avea stabilitate pe bazin și pentru a nu pune presiune pe zona lombară, o să vreau să întind un picior, celălalt rămâne îndoit, activez un pic abdomenul. Cum fac asta? E ca și cum aș trage un pic burtica înăuntru, da? Să părem mai slabi. Să părem mai slabi, o să și ajungem, da? Și de aici ridic piciorul întins, aproximativ 90 de grade, revin. 1. Bun. 2. Și aș vrea să-mi dai un feedback despre ce simți în zona asta. Că se întind mușchii. Că se întind mușchii. Ei bine, mușchii de acolo... De câte ori repetăm acasă? Acasă o să repetăm de 15-20 de ori. Acolo este un compartiment muscular foarte interesant, care are o acțiune directă asupra bazinului. Bazin care vine și comunică cu lombarul. Dacă bazinul meu nu are destulă mobilitate din partea mușchilor, o să-mi influențeze lombarul și lombarul la rândul lui o să fie rigid. Deci, prima fază, începem să elasticizăm musculatura. Ați văzut că nu este deloc complicat și o să încerc să vă conving de acest lucru aproape în fiecare ediție. Domnule profesor, în momentul în care ați menționat câteva dintre programele în care este angrenată Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, ați menționat și cel mai amplu program de screening care se desfășoară până la finalul acestui an pentru depistarea precoce a cancerului colorectal. Din păcate, acest program s-a suprapus cu perioada de pandemie, când bănuiesc că nu s-a putut folosi la maximum toată resursa. În ce stare suntem acum, în ce stadiu, dacă aveți câteva date? Da, pentru început cred că ar fi util pentru cei aflați în fața televizoarelor să dau câteva date, să spunem așa, preliminare vis-a-vis de acest program, cunoscut la noi sub acronimul ROCAS. Este un program de mare anvergură. Suntem
practic, din cunoștințele mele, singura universitate de medicină și farmacie din țară angrenată într-un astfel de program de screening populațional care vizează aproape 50.000 de persoane. Acesta este targetul pe care ni-l propunem. Este un proiect pe care noi l-am gândit și am vrut să-l pornim undeva la nivelul anului 2020, dar cum bine știți, acela a fost anul exact în care s-a declanșat pandemia și fiind un program care, așa cum voi detalia, presupune un contact mai strâns al persoanelor sau al pacienților cu medicul și eventual efectuarea colonoscopiei, perioada de pandemie ne-a restricționat foarte, foarte mult. De aceea, practic, programul ROCA s-a început undeva către finalul anului 2021. Anul trecut, 2022, a fost practic un an plin în care toată echipa, toți colegii mei din cadrul Centrului de Gastroenterologie și Hepatologie din universitatea noastră au lucrat în plin. Trebuie să vă spun că este un program care încearcă să facă o depistare în masă a cancerului colorectal dintr-o fază incipientă, dacă se poate. Este un program care se adresează populației, practic, din întreaga zonă a Olteniei, nu numai din Craiova sau numai din Dolj, ci și a județelor limitrofe. Și, cum spuneam, prin proiectul nostru încercăm să screenăm, să evaluăm aproximativ 50.000 de persoane. Am reușit până la încheierea anului 2022 să ne apropiem, zic eu, destul de mult de această țintă, pentru că din ultimele date pe care mi le-au transmis colegii mei din echipa de cercetare, am ajuns aproape la 33.000 de persoane care au fost evaluate, care au fost screenate în vederea depistării cancerului colorectal. Deci nu mai sunt așa de mulți ca să ne atingem ținta și cu siguranță până la încheierea acestui an, care este și deadline-ul, data finală de încheiere a proiectului, vom reuși să atingem acea țintă de 50.000 de persoane. Am uitat eu să menționez la început faptul că este un program adresat persoanelor cu vârsta cuprinsă între 50 și 74 de ani. Exact, exact. Este intervalul în care, cel puțin statistic, se pare că incidența pentru apariția cancerului colorectal este cea mai mare. Nu exclusiv, pentru că, din păcate, vârsta la care poate apărea cancerul, indiferent de localizarea lui, a coborât foarte mult și, iarăși, din păcate, avem persoane și cu vârste între 30 și 35 de ani la care depistăm tot felul de tumori maligne, dar, în principal, incidența maximă este în acest interval pe care l-ați menționat, 50-74 de ani, și aceasta este categoria populațională pe care noi ne-am focusat. Practic, în ce constă, pentru că câteva cuvinte e bine să se știe ce cuprinde acest program, avem sprijinul și ne bucurăm să spunem acest lucru și avem o colaborare foarte bună cu medicii de familie și avem sprijinul colegilor noștri din asistența primară, deci medici de familie, care informează populația, persoanele sau pacienții pe care îi au pe liste despre posibilitatea apariției acestor tipuri de tumori, despre anumiți factori de risc și voi reveni asupra lor, pentru că sunt anumite categorii populaționale mai expuse ca risc să facă acest tip de cancer și pacienții care sunt doritori primesc un test FIT, se cheamă, este un acronim, este un test imunologic de depistare a hemoragiilor oculte, este un test care se face din scaun, se depistează eventual, se depistează mici particule, mici urme de sânge în scaun, care nu sunt vizibile cu ochiul liber, dar trebuie să spun că este un test mult mai performant comparativ cu ce se făcea până acum. Erau și până acum astfel de teste, până în urmă cu câțiva ani, numai că acele teste implicau alte tipuri de reacții enzimatice de depistare a urmelor de sânge și necesitau o pregătire în anumite restricții la proteine în alimentație înainte de a se face testul respectiv. Iată că acest test FIT, care este o... Adică poți să mănânci orice înainte de a până face la urmă, acest test. Exact, și te poți duce și poți efectua la medicul de familie un astfel de test sau cu sprijinul medicul de familie. Este practic o probă de scaun și cu un reactiv prin care se pot determina urme de sânge în scaun. Și aș vrea să vă spun că au fost foarte mulți pacienți care nu se știau cu niciun fel de patologie și care în urma acestui test simplu, nedureros și gratuit, trebuie să menționăm lucrul ăsta, ca de altfel și ulterior ale explorării, inclusiv colonoscopia, totul merge pe linie de gratuitate.
În urma acestor teste s-au depistat hemoragii oculte, hemoragii în scaun, și mulți dintre acești pacienți care au dorit să continue explorarea colonului printr-o colonoscopie efectuată în cadrul Centrului de Gastroenterologie al Universității noastre, repet, în condiții, cei care au trecut acolo, cred că am filmat centrul și l-am arătat într-o ediție trecută, exact. Și de curățenie, de sterilitate, de aparatură și până la urmă și de comportament al cadrelor medicale care asigură acea colonoscopie sau actul medical. Deci în condiții absolut complet dureros, se face sub anestezie, absolut deci elegante, civilizate, fără niciun fel de suferință din partea pacientului. Deci pacienți care au acceptat sau au dorit să facă această colonoscopie au avut într-un procent semnificativ, aproape 80% dintre pacienții respectivi, au avut diverse leziuni, nu neapărat de natură canceroasă, dar au avut polip sau alte leziuni care au putut cauza acele hemoragii. Și care, odată depistate și rezecate, nu mai riști peste ani să dezvolți un cancer de colon. Practic, înlături, incipient, o posibilă cauză a cancerului de colon. Este exact ce spuneam cumva la începutul emisiunii. Cancerul de colon este una dintre acele afecțiuni pe care, dacă o poți depista și o poți diagnostica într-o fază incipientă, este curabilă. Și aș da un exemplu simplu. Sunt pacienți care se adresează în urma acestui test fit pentru hemoragii oculte și li se face colonoscopie și cărora li se depistează până la urmă un polip sau doi polipi, nu neapărat de dimensiuni foarte mari, care se rezecă, deci se scot în timpul colonoscopiei și după aceea dați la examen histologic, deci urmăriți la microscop, au dovedit că aveau potențial canceros sau deja aveau minime transformări canceroase. Ori un astfel de polip, dacă s-a rezecat, dacă s-a scos în această etapă în care modificările sunt minime, pacientul acela este salvat pentru că nu va mai dezvolta cancer colorectal. Nu cred că este cea mai potrivită comparație, dar este oarecum ca atunci când scoți o masea stricată, și după aceea gingia se vindecă frumos și nu mai cumva ai probleme. Cumva putem face un astfel de paralelism, deși lucrurile da, diferă. Da, ți-a zis, este da. Aiurea, dar important, important și asta aș vrea să transmit ca mesaj, este că având această oportunitate de a face explorările gratuit, de a beneficia de o colonoscopie gratuită, în special persoanele care au factori de risc, și aici mă refer la persoanele care au rude de gradul 1 cu cancer de colon în familie. Aceste persoane trebuie să-și facă prin screening, deci fără niciun fel de manifestare și fără a-și face acel test fit, ar trebui să-și facă o colonoscopie după vârsta. Adică iese, nu iese sângerare ocultă, trebuie să-și facă absolut o colonoscopie. Este una dintre categoriile de risc și trebuie să știe că nu e obligatoriu să dezvolte cancer colorectal, dar riscul lor, având rude apropiate în familie cu această boală, riscul lor de a face cancer este mai mare. Aceasta este componenta genetică. Putem vorbi despre ea atunci când vorbim despre orice tip de cancer și cred că până la urmă despre orice afecțiune, nu neapărat oncologică. În afară de această componentă genetică, ce alți factori de risc mai putem aduce în prim plan? Există leziuni premaligne care sunt bine cunoscute, sunt citate în toată literatura noastră de specialitate și nu de acum, de mulți ani. Lucrurile sunt foarte bine studiate aici. În categoria leziunilor premaligne aș discuta măcar de polipii, colonici la care deja am făcut referire, și de bolile inflamatorii intestinale, colita ulcerativă sau boala Crohn. Sunt afecțiuni care, dacă nu sunt urmărite, dacă nu sunt monitorizate și nu au un tratament adaptat de la o etapă la alta, pot trece la un moment dat către anumite forme de cancer. Nu obligatoriu, dar pot trece în aceste forme de cancer. De aceea, în special, cum spuneam, la pacienții la care se depistează polip, și trebuie să spunem că mare parte din polipozele familiale au agregare, deci transmitere genetică și a acestor polipi, a predispoziției de a apărea polipi ulterior. Deci mare parte dintre aceste afecțiuni trebuie monitorizate cu atenție, trebuie colonoscopie de screening, cum spuneam, chiar în lipsa acelui test fit. Asta ca să nu mai discutăm de componenta alimentară, unde dezbaterile sunt foarte largi vis-a-vis de implicarea modului în care se procesează alimentele, ce alimente predispun la apariția diverselor tipuri de cancer. Repet, aici discuția este mult mai mare. Este adevărat că ne ajută să mâncăm mai multe fructe și legume?
ne ajută nu neapărat pentru a preveni cancerul, până la urmă este o alimentație corectă. Care ne ajută în alimentație? Absolut. Și într-o dietă corectă, sănătoasă, este bine să avem o pondere cât mai mare a legumelor și fructelor, fie și pentru a asigura o epurare a tubului digestiv de toate rezidurile proteice, să spunem. Am vorbit despre factorii favorizanți fără a zăbovi foarte mult la alimentație, viață sedentară, fumat, alcool, probabil toate acestea mai pun acolo o picătură de boală în organismul nostru. La prevenție, în afară de acest test FIT și colonoscopie, am mai putea face ceva, nu știu, niște analize uzuale, să descoperim o carență de fier sau altceva? Bun, sigur că se pot face și astfel de analize, dar trebuie spus că nu există până la urmă nicio analiză specifică sau absolută care să ne spună că avem cancer, indiferent de localizarea lui, sau că putem dezvolta un astfel pentru de cancer. Pentru că se vorba foarte mult de acei markeri tumorali care s-ar putea sigur, face. Și aici discuția este lungă. Markerii tumorali nu trebuie luați ca absolut, ca valoare absolută, pentru că există probabilitatea și avem pacienți foarte mulți internați în clinică care au unor creșteri ale acestor marcări tumorali, indiferent de specificitatea lor și pe care îi controlăm cu endoscopie digestivă superioară, colonoscopie, tomografie, ecografie, fără a evidenția un anumit cancer. Dar există și categoria la polul opus a acelor pacienți care au marcări tumorali normale, în limite normale și care, din păcate, unii dintre ei au chiar tumori de dimensiuni vizibile macroscopic, spunem noi, adică cu ochiul liber, nu neapărat microscopic. Evident că pe tub digestiv o hemogramă este utilă, că poate evidenția, cum spuneați, o anemie prin deficit de fier. Asta se întâmplă în momentul în care sunt sângerări mici, repetate, cu picătura, nu sunt observate cu ochiul liber. Unele tumori dau așa ceva, inclusiv tumorile de colon. Mai sunt și tumorile gastrice, dar cele de pe colon dau în mod frecvent astfel de anemii și depistarea unei astfel de anemii poate să fie punctul de plecare pentru explorare mai departe. Și așa am ajuns la simptomatologie. Cum se manifestă? Care sunt semnele care ar trebui să ne dea de gândit? Problema cu acest cancer de colon este aceeași, aș putea spune, cu foarte multe cancere digestive. Fac referire doar la specialitatea de care mă ocup. În fazele incipiente nu dau manifestări. Manifestările apar deja când tumora începe să evolueze, nu neapărat să fie într-o fază avansată, dar spunem noi începe să evolueze și depinde evident de localizarea cancerului. Dacă este localizat pe colon stâng, pe colon drept, pe colon transvers, dacă este în zona junctiunii anorectale, deci unde se dezvoltă formațiunea respectivă și cât de repede se dezvoltă ea. Poate să pacientul respectiv, repet, în fazele incipiente să n-aibă niciun fel de manifestare. Dacă tumora e jos situată, deci în zona anorectală, ce atrage atenția este rectoragia, adică sângerarea, care poate să apară la scaun sau uneori. Și te gândești că poate ai hemoroizi și iarăși treci și cu aici, vederea. Și aici mulți dintre pacienți înclină să creadă acest lucru și poate, nu știu, din teama de a merge la medic sau nu am altă explicație, își refuză controlul medical care ar putea depista un astfel de cancer, o astfel de tumoră direct într-o fază în care încă este curabilă. Problema este cu tumorile care sunt pe colonul drept sau care sunt pe colonul transvers, pentru că astea, în general, nu dau manifestări, nu dau tulburări de tranzit, cum poate mulți dintre oameni consideră că dacă nu au acea alternanță între diaree, constipație, dacă nu s-a modificat scaunul de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta, el nu poate avea tumoră. Nu este așa. Trebuie să reținem că acest cancer evoluează perfid. Nu dă niciun fel de manifestări specifice, semnificative, până în anumite faze destul de avansate. Și de aceea vorbeam cu colegii mei care se ocupă de acest program ROCAS și colegii din Centrul de Gastroenterologie, care sunt în mare parte și colegii mei din Clinica de Gastroenterologie a Spitalului Județean. Suntem cumva mâhniți că din jumătatea pacienților care au fost până în momentul de față depistați cu acele teste FIT, deci de hemoragii oculte pozitive, jumătate dintre ei au refuzat practic să-și facă colonoscopia. Este, de ce?
e o întrebare pe care ne-o punem și noi, cumva de neînțeles. Le este frică de rezultatul care unii ar putea să fie... Unii oameni au reținere vis-a-vis de acest rezultat. Să vorba de investigație în sine, că... Este și acesta un aspect, poate că nu s-a făcut suficientă popularizare a acestei metode, deși, repet, colonoscopia se poate face cu sedare, pentru că nu e anestezie, este o analgosedare, este o treabă mult mai simplă, o perfuzie cu anumită substanță care se introduce pe perioada explorării și atunci pacientul nu simte nicio durere, este un confort absolut, iar după ce se termină procedura, se întrerupe acea perfuzie și omul imediat își revine. Am înțeles că și visez foarte frumos în timpul... Da, am discutat cu pacienți care au trecut prin această analgosedare și majoritatea îmi spun că au astfel de măcar vise frumoase. Măcar pentru atâta lucru, să ai un vis frumos. Ne străduim să-i convingem în continuare, dar repet, acum trecând cumva peste această parte chiar de glumă, 50% este un procent mare, nu semnificativ, de oameni care refuză colonoscopia și, repet, este păcat pentru că din acești oameni, 5-6%, deci din cei 50% care au refuzat colonoscopia, statistic, 5-6% au cancer de colon. Și, practic, își refuză un diagnostic precoce și își refuză un șansa la viață. Un tratament precoce și șansa la până viață. Până la urmă își refuză șansa la viață, mai departe. Există... O perioadă de timp limită între momentul în care ai ieșit pozitiv la acest test fit și momentul în care poți să faci colonoscopie, adică dacă sunt oameni care ne aud și care sunt în situația aceasta și se răzgândesc, pot să vină? Sigur, nu e niciun fel, totul este ca această adresare pentru colonoscopie trebuie să se facă până la sfârșitul anului, până la sfârșitul intervalului de care vă spuneam. La finalul proiectului. Exact, până la finalul proiectului. Ca să beneficieze de evident, gratuități. Rugămintea către acele persoane ar fi să contacteze, să sune. Avem un secretariat la Centrul de Gastroenterologie pentru o programare, pentru că această explorare, mă refer la colonoscopie, trebuie o pregătire făcută anterior și, evident, pacienții trebuiesc cumva... Să li se explice, să fie îndrumați pe, astfel încât totul să fie bine. Pe de o parte și pe de altă parte trebuie să fie programați pentru că e o explorare care necesită ceva timp, inclusiv ca sterilizarea aparaturii și atunci e un număr limitat, să spunem la 8, maxim 10 pe zi dintre persoane care pot să fie explorate. Colegii mei lucrează câteodată în regim de 8-10 ore pe zi în acel centru, numai pentru a acoperi toți și pentru a da șansă la viață celor care s-au programat. Pentru că am vorbit despre simptomatologie, vreau să începem de astăzi un subcapitol al emisiunii. Să vorbim puțin despre urgențe, pentru că vedem în ultima perioadă o aglomerare fantastică a urgențelor la toate spitalele din România și se pare că oamenii au uitat că mai există și medici de familie, că există și cabinete medicale la care se pot duce când au probleme și vin direct la urgență. Din perspectivă gastroenterologică, ce este o urgență medicală? Ce reprezintă o urgență medicală? Dacă este să discutăm strict profesional, urgența este o suferință care apare de 24, maxim 48 de ore. Tot ce înseamnă mai mult decât acest interval este afecțiune subacută sau cronică. Da, poate că am fost mult prea profesional și atunci aș vrea să detaliez un pic. Adică, dacă mă doare burta și am diaree, vin direct la urgență? Nu. Nu, bineînțeles că nu. Și aș vrea aici să înțelegem câteva lucruri. Asistența primară, medicina de familie, are un rol esențial. Și cred că la noi, deși termenul poate nu e cel mai potrivit, nu este exploatată suficient de pacienți. Adică, de multe ori pacientul s-a obișnuit să treacă peste consultul la medicul de familie și să vină direct la medicul specialist. N-aș vrea să discut care sunt motivele și de ce această stare de fapt s-a perpetuat de câțiva ani. Problema mare este că, de cele mai multe ori, astfel de suferințe, fie că sunt instalate de 24-48 de ore, fie că sunt de o săptămână sau uneori, poate veți rămâne surprinsă, pacienți care vin cu suferințe de aproape o lună, se adresează serviciului UPU. Deci, în urgență, fac referire acum la Spitalul Clinic Județean, pentru că eu acolo lucrez și nu vreau să comentez decât legat de lucrurile pe care le știu și unde lucrez. E drept și trebuie să recunoaștem acest lucru și l-am mai spus, că de multe ori și organizarea serviciului de urgență sub multe aspecte lasă de dorit. Dar
ca oamenii să fie feriți, să aștepte foarte mult, să apară tot felul de tensiuni nervoase și dintr-o parte și în alta. E bine ca pacienții noștri să înțeleagă că ce este efectiv o urgență, e bine să fie consultată în regim de urgență, deci o suferință care apare de 24-48 de ore maxim, da. Și sunt unele care sunt chiar problematice, de exemplu, o sângerare digestivă, indiferent că e superioară sau inferioară, o durere de abdomen care a debutat de 2 zile și se accentuează, nu e staționară sau să se remită. Și sunt N alte exemple. Ideea e să reținem criteriul temporal. Acelea, într-adevăr, necesită îngrijire sau investigare în condiții de urgență. Dar dacă ai o suferință de o săptămână, de 2 săptămâni, aia poate să fie analizată în regim de ambulatoriu, fie întâi la medicul de familie și îndrumat la specialist, fie făcută o programare în ambulatoriu de specialitate și acolo pacientul beneficiază de explorări sau de internare, dacă este cazul. Dar să nu aglomereze direct serviciul de urgență. Am reținut atunci, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, discutând despre urgențele pe parte de gastro, orice sângerare, superioară, inferioară, mergem fără discuție în serviciul de urgență. Sângerarea digestivă este o urgență și ea trebuie tratată ca atare. Mai avem aproximativ 3 minute, domnule profesor, pentru concluzii. Spuneam promisiuni, planuri început de an, gândindu-ne la corpul nostru pe parte de gastro, ce ar trebui să facem? Aș încheia practic cu ce am început și aș insista pe prevenție și profilaxie. Pentru că mai avem până să înțelegem, noi ca populație pe ansamblu, că a preveni este mult mai ușor decât a trata. Este un principiu de bază al medicinei și care rămâne în continuare valabil. Și nu este vorba numai de profilaxia unor afecțiuni oncologice, așa cum spuneam, ci de până la urmă orice tip de alte afecțiuni. De aceea, anumite controle profilactice, preventive, la medicul de familie sau la medicul specialist, consider eu că ar înlătura foarte multe neplăceri sau de multe ori afecțiuni cu potențial foarte grav evolutiv. O dată pe an trecem pe la medicul de familie? Aici este discutabil. Prevenția și consultul poate să fie la 6 luni, la 3 luni sau la 1 an, dacă este pur și simplu o persoană tânără care dorește să-și evalueze starea de sănătate fără a avea niciun fel de acuze. Dar dacă e un pacient cronic, cunoscut cu diverse afecțiuni și aflat în evidența noastră, la 3 luni sau 6 luni. Alte sfaturi la final? Aceasta de prevenție, să fim atenți cu noi, să nu ocolim doctorul, 3 luni, 6 luni, 1 an. Nouă ne trebuie doar o săptămână pentru a ne reîntâlni data viitoare. Până atunci vă fac cea mai frumoasă urare, așa că pentru prima întâlnire la început de an, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, aveți grijă de dumneavoastră și de cei pe care îi iubiți și, ce este cel mai important, bucurați-vă de viață în fiecare zi și bucurați-vă de tot ceea ce ea vă oferă. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră.